Bună seara, dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă. În această seară, o emisiune foarte utilă, ale cărei informații vor fi cu siguranță foarte profunde. Invitatul nostru este domnul Dragoș Riti, facilitator de constelații familiale și organizaționale. Bună seara, Dragoș! Bine ai revenit în studioul 6 TV. Bună seara, Ștefan, și mulțumesc încă o dată pentru invitație. E o mare bucurie pentru mine să fiu prezent aici alături de tine și să vorbim despre lucrurile astea. Da, despre niște lucruri foarte interesante, cu siguranță. Pentru noi este întotdeauna o plăcere și o onoare când vii la noi în studio. Aș vrea să începem cu o scurtă prezentare a ta, fiindcă poate sunt oameni care nu au văzut primele emisiuni, de fapt, în mod sigur se întâmplă treaba asta, și aș vrea să ne spui puțin de unde ai plecat și unde ai ajuns și de ce. Iar după aceea am să te întreb încotro te îndrepți. Da, ok. Fiindcă intră în logica lucrurilor. Da, ok. Da, mulțumesc. E foarte bună întrebarea asta, de ce. Și poate spre finalul emisiunii, când o să vedem clipul, o să și înțelegi, să înțeleagă și telespectatorii ce cu acest de ce. Despre mine. Despre mine, în contextul constelațiilor familiale și organizaționale, în contextul acesta al dinamicii sistemice, mă rog, pot să zic că sunt în el de când m-am născut. Fiecare dintre noi este. E în mod natural. În mod natural, da. Suntem parte a unui sistem, parte al sistemului familial, și venim pe lumea asta, fiecare cu băgăjelul lui, moștenirile fizice de la părinți, dar dincolo de asta venim și cu un bagaj mai puțin văzut, și anume toate întâmplările de viață ale părinților, bunicilor, străbunicilor și așa mai departe. Poate că la prima vedere, chiar dacă lucrurile par așa ușor scoase dintr-o poveste, e greu de crezut că suntem purtătorii acestor lucruri. Ele au început de câțiva ani să fie demonstrate în mod științific. Și practic, purtând și eu, la rândul meu, acest bagaj cu mine, am avut propriile dinamici cu părinții mei, am avut propriul meu drum în viață, de multe ori fără să știu de ce fac anumite lucruri și încotro mă îndrept de multe ori, însă întotdeauna am purtat cu mine acea întrebare. Da? De ce se întâmplă lucrurile într-un fel? Ce se întâmplă cu mine? Unde sunt eu? Care e scopul meu în viață? Care e țelul meu? N-am avut răspuns. Am făcut o mulțime de lucruri de-a lungul vieții mele. Le făceam, îmi plăceau, le făceam, le finalizam, bun, și mai departe ce? Am descoperit constelațiile familiale cu ceva ani în urmă și pentru mine a fost un moment revelator. A fost una dintre revelațiile vieții mele, de-a lungul vieții mele, au mai fost câteva momente, în care am înțeles, sau datorită căruia am ajuns să înțeleg ce se întâmpla cu mine, de ce funcționam într-un fel, de ce relaționam într-un fel cu părinții mei, cu oamenii din jurul meu, cu situațiile care apăreau în fața mea. Și practic acela a fost un moment definitoriu pentru mine. Din acel moment am avut acea revelație, spuneam că ăsta este lucrul pe care eu îl am de făcut în viața asta, probabil că ăsta și altele, încă nu știu, dar cu siguranță ăsta mi s-a dezvăluit într-un mod absolut fenomenal. Și l-am descoperit datorită unui lung proces. El a început cu momentul în care tata a cunoscut-o pe mama și a culminat cu momentul în care soția mea m-a luat de mânuță și m-a dus la un workshop de constelații familiale. A fost cadou de ziua mea în acel an. Foarte frumos. Da. Și pentru mine a fost wow. Și din momentul ăla, tot traseul meu, dorința de a lucra în acest domeniu, de a face ce vedeam că fac facilitatorii, și am urmat cursuri de pregătire în țară, în străinătate, am lucrat cu fondatorul metodei, am fost la tabere internaționale, traininguri pe parte de constelații familiale, constelații organizaționale, și de mai bine de, de 5 ani, cam de 5 ani, în iunie se împlinesc 5 ani de când facilitez efectiv.
Acum, aș vrea să-ți pun o întrebare cumva personală. Deci, înțeleg că tu consideri că este un destin pentru tine în anii ăștia să faci așa ceva sau că ține de destin ceea ce faci. Întrebarea mea este vis-a-vis de activitatea conexă pe care o desfășori, că ești formator pe acest domeniu sau nu știu cum se spune la voi, dacă consider că ai și o misiune în raport cu cei de lângă tine. Da. Fiindcă astea câteodată vin la pachet. Destinul nu este o întâmplare. Destinul te formează în vederea unui scop, ca să faci ceva mai înalt de obicei. Cred că e mai degrabă o misiune care e cuprinsă în destin, la pachet cu destinul. E una dintre misiunile pe care cred eu că le-am de împlinit în viața asta. Că o fi doar asta, că vor mai fi și altele, că au fost și asta altele Dumnezeu înainte. Știe, da, e greu de spus. Dar e mai degrabă o misiune și o împlinire. Eu așa o simt cel puțin. Și se întâmplă în mod natural, adică n-am întrebări legate de chestia asta. Sigur, au fost momente, de ce așa și nu altfel, se nasc tot felul de întrebări. Dar, din punctul meu de vedere, misiunea mea este nu neapărat să ajut oamenii sau să ajut pe cineva, ci să mă pun în locul ăsta în care pot împărtăși, pot dezvălui lucrurile pe care le-am învățat, le-am cunoscut, le-am trăit, le pot da mai departe. Fie că e printr-un proces de ajutorare sau de facilitare a unei conexiuni a unei persoane cu strămoșii sau cu propriul suflet, fie că e modul de a transmite informația pe care eu am acumulat-o și cu care am lucrat de-a lungul anilor să o transmit în formări mai departe, face parte din această misiune. Și în ultimă instanță, cred că cel mai mare dar sau punctul de măreție al speciei umane este exact ăsta, de a împărtăși și de a împărți și cu cei din jurul nostru lucrurile pe care le agonisim. Și când zic agonisim, pun ghilimele de rigoare, nu mă refer la lucruri materiale, ci la trăirile, experiențele, sentimentele, cunoașterea pe care o acumulăm de-a lungul vieții. Pentru că, în ultimă instanță, suntem cu toții conectați, într-o măsură sau mai mare, cu diverse persoane, dar ăsta e rolul nostru. Facem cu toții parte dintr-o rețea nevăzută, dacă vrei, în care informația circulă. De multe ori nu știm să ne conectăm la această informație și o facem fie cu ajutorul constelațiilor, fie prin alte metode, vezi, meditație sau, introspecție. Da. Informația circulă, dar nu suntem conștienți de ea. Da. De obicei, aici este o problemă și constelațiile sunt una dintre metodele care ne pot face să devenim conștienți de e un instrument de informație foarte interesant. Da, este un instrument extrem de puternic și de util care ne poate ajuta să atingem acest câmp informațional, da? De fapt, e atât de simplu. Uneori lumea își închipuie că chestie foarte complexă sau complicată. Nu, e destul de simplu. Dacă crezi în ceea ce faci și în ceea ce există în tine și în jurul tău, de fapt, în jurul tău există ceea ce e în tine, sigur. Te poți conecta la acest câmp informațional extrem de ușor și o faci prin cele două unelte pe care le ai la dispoziție, care eu cred că sunt extrem de puternice, și anume gândul și cuvântul. Da? Există o mulțime de zicale populare legate de gând și de cuvânt. Cuvântul cimentează gândul. Da? Și cuvântul și gândul sunt energie. Și în momentul în care le folosim și căutăm să ne conectăm la această informație, o facem fără doar și poate. Nu mai suntem antrenați să o facem. Am pierdut cumva această abilitate. Mai sunt comunități foarte mici, gen șamani sau mai știu eu ce, oameni cu abilități sau cu căi deschise către această informație, cu abilități paranormale care o pot face, fără îndoială. Însă noi, oamenii de rând, condiționați așa de-a lungul generațiilor, secolelor, mileniilor, am pierdut cumva această abilitate. Dar ea poate fi readusă la lumină, antrenându-ne ca la sport, antrenăm mușchiul. Corect, și o recâștigăm. Și încet, încet ne reconectăm la ea. Poate că nu o să ajungem în același loc de
de finețe, de conectare și de interpretare a câmpului informațional în viața asta, dar dacă noi o facem, lucrul ăsta se va greva în ADN-ul nostru și o vom transmite mai departe copiilor noștri. Dacă ei și ei vor face acest exercițiu, vom reuși poate ca rasă, într-un final, să ajungem să ne redezvoltăm aceste abilități. Foarte interesant. Oare de ce s-a pierdut această capacitate? Te-ai gândit la... Adică îmi pun problema, pur și simplu. Nu știu, cauzele pot fi multiple. Dacă te gândești la noi ca specie sau, mă rog, la istoria noastră cunoscută, lumea civilizată, între ghilimele, sau începutul lumii civilizate, între ghilimele, e undeva acum 10.000 de ani în urmă. Da, de să fapt, zicem, da, da. Noi ca și specie suntem de mult mai mult aici pe Pământ. De când? Nu știu. Însă, de ce l-am pierdut? Nu știu. Putem explora chestia asta să vedem care au fost. Știi la ce mă gândeam? La iluzia faptului că suntem separați. Iluzie pe care am căpătat-o la un moment dat în timpul istoriei și bănuiesc că atunci s-ar fi produs deconectarea de câmpul de informație. Da, dar asta nu este un moment punctual, ci este... Nu, e o perioadă, evident. Da, și care cred că durează de foarte multă vreme. E o condiționare continuă care a fost pusă asupra noastră, care cred că într-un fel am pus-o noi asupra noastră prin individualități sau prin comunități, nu știu să-ți spun asta. Posibil. Că n-am răspunsul. Dar... o veche tehnică hawaiană spune așa, că nu există decât tu și gândurile tale. Sigur. Și dacă extrapolăm asta la nivelul întregii noastre rase, cu siguranță că noi am adus asta asupra noastră, ca de altfel tot ceea ce se întâmplă acum în lume. Și dacă ar fi să, la fel, să extrapolez ceea ce cunoaștem sau vedem în sistemul familial la nivelul altor sisteme, fie că e la nivel organizațional de companie, fie că e la nivel social, politic sau la nivelul umanității, sistemul are tendința de a se menține într-un echilibru. Chiar dacă asta înseamnă la un moment dat să sacrifice o minoritate pentru ca întregul să supraviețuiască. Da? Și de multe ori se petrec în lume lucruri groaznice în numele credinței, iubirii sau a bunelor intenții. Da? Și lucru pe care l-am învățat de-a lungul anilor este să privesc lucrurile fără să le judec, ci să mă uit la ele dintr-un punct neutru și să fiu mereu cu întrebarea după mine. Ce este în spatele acestor lucruri? Ce anume a făcut ca lucrurile să se întâmple într-un anumit fel? Da? Da? Să te uiți întotdeauna într-un sistem mai mare. Și așa se întâmplă și când te uiți la persoane care uneori au o atitudine nepotrivită față de tine sau în fața ta. Prima noastră reacție este să reacționăm, da? Cu aceeași forță, cu aceeași violență, să ne opunem. Da? Să ne opunem. Dar de fapt dacă în loc să facem asta, ne uităm la acea persoană și vedem dincolo de manifestarea lui, dincolo de persoana lui și vedem că în spatele acelei persoane există o suferință, o dramă puternică care îl face să funcționeze în felul ăla. Întotdeauna. Da? Atunci nu mai apare acea reacție. Se naște compasiunea și înțelegerea faptului că acea persoană poartă pe umerii săi o suferință și din suferința se comportă într-un fel sau altul. Atunci dispare judecata. În momentul în care nu reacționezi și ești într-o zonă de înțelegere și de compasiune, și atitudinea celuilalt se schimbă. Pentru că se schimbă fluxul energetic, de schimb energetic între persoane. Și înțelegi contextul, l-ai încadrat într-un context în acel moment, punându-ți acea întrebare, răspunsul vine de la sine și de fapt asta este ceea ce fac și constelațiile până la urmă. Corect. Practic, încadrează aceste situații în contexte. Corect, așa este. De fapt, se face așa numitul zoom out. Nu privim individul ca parte separată, ci individul ca parte componentă din cadrul sistemului. Și facem un zoom out, lărgim privirea asupra sistemului și vedem care sunt evenimentele sau forțele care l-au determinat să funcționeze într-un anumit fel pe acel individ. La fel se întâmplă și la nivel social, dar și la nivel macro, cum se întâmplă și la nivel micro. Da. Vezi, am vorbit despre această pierderea abilităților de conectare între noi, de conectare la câmpul informațional.
Într-un context mai larg, că tot vorbim și despre context adineauri, ce este întoarcerea acasă? Este un termen foarte interesant, care mie îmi spune foarte multe, îmi sugerează foarte multe, ca să fiu mai corect. Da. Vezi că vrând nevrând am ajuns exact în punctul ăsta, contextualizăm exact discuția noastră. Da. Întoarcerea acasă în contextul discuției noastre e de fapt o călătorie la origini, către origini, dacă vrei. Este o privire către interior, către propria persoană, dar o privire către originile propriei tale persoane. O privire către mama și către tata, da? Este întoarcerea acasă la origine, de unde venim noi și cu ce venim noi acolo. Și, de fapt, secretul vieții noastre și secretul felului în care noi funcționăm în lumea asta vine exact de acolo, din locul ăla, de unde ne tragem noi, de la origine, de acasă, de la mama și de la tata. Și dacă ajungem acolo și reușim să ne conectăm sau să ne reconectăm acolo, multe din lucrurile pe care le-am trăit în suferință capătă un alt înțeles și o altă dimensiune. Și atunci putem alege să facem pasul următor, da? Și, cum spuneam mai devreme, să privim lucrurile dintr-un loc de non-judecată, da? Și să înțelegem că mama și tata au făcut atât cât au putut și la fel facem și noi în viața noastră. Și când înțelegem că și noi de fapt suntem ca și ei, care și ei au avut la rândul lor suferințele lor, condiționările lor, deja transcedem planul, acest plan al obiectivării, al judecății, în care căutăm mereu să găsim explicații și să punem într-un context de judecată situațiile și oamenii. E pur și simplu un loc care transcede înțelegerea sau mentalul înțelegerii și se duce într-o zonă mai profundă a înțelegerii. Este înțelegerea aceea a sufletului, a regăsirii sufletului în conexiunea cu originea fiecăruia, cu mama, cu tata. Foarte interesant. Suntem oare pierduți în lume? Nu. Dacă tot căutăm să ne regăsim în contextul acesta, te întreb. Știi că oamenii caută să găsească sensuri. Da. Tot timpul, indiferent cum, da, așa e. Cum apar ele. Așa e. Care este sensul experienței noastre? Sensul experienței noastre este să aflăm cine suntem. Da? Și putem afla cine suntem uitându-ne la origini și făcând pace acolo, cu mama și cu tata. E pe atât de simplu, pe atât de complex de ajuns în locul ăla uneori. Da, căutăm sensuri în exterior, căutăm să ne găsim, dar ne vom găsi mereu în locul ăla de unde am plecat. Ne vom găsi mereu în locul ăla de unde am plecat atunci când suntem în pace cu el. Dacă nu suntem în pace cu el, putem să căutăm încă 10 vieți. Vom fi ca șarpele care își înghite coada tot timpul și se... Într-un cerc, da, într-o buclă infinită. Se învârte într-o buclă infinită. Bine, aș mai puncta aici ceva, un aspect. Ai vorbit despre părinți, despre familie. Ce rol are relația cu partenerul de viață în tot acest joc din care noi facem parte? Fiindcă aici este, sau pare să fie mai exact, puțin diferit de relația de reîntoarcere la origini, deși sunt convins că nu este așa. Da, există o legătură între ele și relația cu partenerul sau cu partenerii de viață e oarecum o extensie sau o consecință, cum vrei să-i spui, legată de relația noastră cu noi, în mod inevitabil de relația noastră cu părinții noștri. De regulă, de multe ori din experiența mea întâlnesc cupluri care sunt, ca să dau așa un exemplu pe înțeles, băiatul mamii și fata tatei. Mm-hmm. Da? Se oglindesc atât de bine partenerii, da? Băiatul mamii e de fusta mamii, fata tatei e prințesa. Și caută într-un fel amândoi să împlinească o latură pe care n-au avut-o în familie. Da? Corect. Nu neapărat o lipsă, dar un aport energetic sau emoțional mai slab din partea celuilalt părinte. Da? De acord. Și atunci
se formează cuplu și funcționează minunat până la un moment dat, când își dau seama că, de fapt, răspunsurile nu sunt în acolo, această regăsire, ci într-o întoarcere către locul din care nu au primit ce au avut nevoie și o reconciliere acolo, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă vorbim de parteneri, unii dintre noi avem de-a lungul vieții mai mulți parteneri, da? Și suntem la un moment dat într-o relație, nu știu, a doua, a treia, a noua, a zecea, nu contează asta. Și nu funcționează din nou. Suntem din nou într-un tipar cunoscut, într-un tipar pe care l-am mai trăit de nu știu câte ori. Da? Ce se întâmplă acolo? Păi se întâmplă faptul că tiparul ăsta tot iese în cale pentru că ai ceva de rezolvat acolo. Da? Aceeași tipologie de bărbat sau aceeași tipologie de femeie. De femeie, da. Și dacă ți apare, du-te și vezi unde e de rezolvat problema. Cu mama sau cu tata. Sau poate fi o poveste din trecut, de la strămoși, pe care nu ai de unde să o știi. Nu e un exemplu la tine. Dar trebuie să o afli. O poți afla, sigur că da. Dacă. Ăsta e un aspect. Un alt aspect este cum relaționăm cu partenerul. Păi cam cum am învățat în familie. Și nu e o chestie pe care să o înveți ca la școală cu pixul și cu carnețelul, ci pur și simplu e absorbită, e înglobată, înregistrată la nivel molecular. Corpul nostru, cu miliardele lui de celule, păstrează toată informația. Memoria celulei înmagazinează și redă la un moment dat informația respectivă. Da. Și atunci ne vom purta într-un tip. Asta dacă nu suntem conștienți că ceea ce s-a întâmplat acolo nu este un mers corect al lucrurilor. Că dacă suntem conștienți, putem privi partenerul dintr-o zonă neîncurcată sau neagățată cu trecutul și cu povestea noastră și îl putem pune fix în locul lui. Adică nu o să mai fie o legătură sau o încurcătură cu mama sau cu tata sau poate cu un alt partener care a fost în viața noastră. Pentru că se poate întâmpla și asta de multe ori, știi? Mă întâlnim un partener și de fapt e o proiecție sau imaginea unui fost partener de care nu am reușit să ne rupem. Corect, da. Și atunci e important să facem curat în viața noastră de fiecare dată când vrem să facem un pas înainte, indiferent despre ce e vorba, că e vorba despre job, că e vorba despre o relație care s-a terminat, că, nu știu, e ca o carte. Atunci când s-a terminat, când ai terminat cartea, o închizi și a rămas închisă, nu o mai deschizi. La fel se întâmplă și în viață. Dacă nu te dezlegi, nu îi acorzi locul partenerului cu care ai încheiat relația, în sensul în care îi mulțumești pentru toate lucrurile frumoase pe care le-ați trăit împreună și îi permiți și lui să-și vadă de viața lui, dar mai mult îți permiți ție să-ți vezi de viața ta. Corect. Atunci nu vei putea întâlni un partener cu care să ai o dinamică și o relație corectă. La fel se întâmplă și cu jobul. A ieșit dintr-un job. Hai să facem o scurtă pauză, fiindcă știi de ce? Vreau să te întreb separat. Asta cu jobul este foarte, foarte importantă, fiindcă noi petrecem 8-10 ore pe zi la serviciu, câteva ore în transportul în comun sau în transportul personal și acasă poate petrecem una-două cu partenerul de viață și cu copii. Scurtă pauză. Terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară împreună cu domnul Dragoș Riti, facilitator constelații familiale și organizaționale. Fiindcă tot se vorbește despre organizațional în ceea ce faci tu și fiindcă tot am spus că stăm foarte mult timp pe parcursul zilei la servicii și nu prea mai avem timp de familie, da? Hai să vedem un pic ce se întâmplă la locul de muncă, fiindcă și acolo pot să fie niște probleme și
acolo apar conflicte și acolo apar legături care simți că nu se desfac chiar când ai plecat de acolo. Da? Hai să vedem ce este cu aceste lucruri, că e un capitol foarte important din viața noastră. Da, este. Este și l-aș pune poate într-un context mai echilibrat decât l-ai pus tu. 8 ore la muncă, 2 pe drum, mai petrecem cu partenerul cine okay. știe cât. Da, din păcate, viața noastră cotidiană în mare parte așa funcționează. Cam așa arată. Da. Doar că nu există un echilibru. Sau e nevoie să pui activitatea profesională în echilibru cu activitatea personală, cu viața ta proprie, cu viața de familie, cu toate activitățile și lucrurile pe care tu ai nevoie să le crești în tine sau să le dezvolți odată cu tine. Sigur că da, foarte corect spus. Și dacă nu există acest echilibru, investind energie doar într-o parte, fie că e doar în job, da. Se dezechilibrează, se slăbește cealaltă okay. parte. Da. Bun. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect legat de job și de timpul petrecut acolo, atunci când mergem într-un job, mergem cu toate ale noastre acolo, da? Cu mama, cu tata, cu copil, cu nevastă, cu cățel, cu tot familionul și cu toată dinamica noastră. Asta e clar. Și ajungem într-un loc, pentru că acolo trebuie să fim, da? Nu întâmplător ne angajăm într-o companie sau o companie ne angajează și alta nu, ci pentru că, într-un fel, dinamica noastră personală se încadrează în cadrul dinamicii sistemului mai mare care este reprezentat de organizație. Da, da. Și sistemul ăla are nevoie de noi ca individ să cuplăm acolo. Da? Okay. Și intrăm în povestea aia. Odată intrați acolo, deja lucrurile acolo funcționează pe mai multe planuri, la mai multe niveluri. Da? E odată nivelul personal, e nivelul relațional cu colegii de pe același nivel, e nivelul relațional cu ierarhia, e nivelul relațional interdepartamental și pot continua la nesfârșit. Toate planurile astea sunt într-un fel întrepătrunse. Și în cadrul organizațiilor pot apărea o sumedenie de dinamici. Și am să dau, nu știu, poate două exemple. Fenomenul se numește triangulație. Spre exemplu, când doi manageri pe același nivel nu Așa. Reușesc împreună să iau o decizie sau să regleze o problemă sau să... Foarte interesant. Să conducă Așa. Un proiect, vor aduce pe cineva dintr-un nivel ierarhic inferior, da, la nivelul lor, ca să-i ajute să rezolve problema. Și acea a treia persoană va fi suport pentru unul dintre ei, ca să poată duce echipa mai departe să finalizeze proiectul. Nu e o poziție corectă, dar este o reflexie a unei dinamici din cadrul familiei. Da? Când adulții nu sunt capabili să se înțeleagă, da? Da? Atunci vine copilul care preia inițiativa și în momentul ăla devine mai mare ca ei, da? Și într-un fel îi ajută să ducă mai departe lucrurile. Da, să relaționeze, da? Corect. Nu înseamnă că asta o face să fie corect, da? Ci doar că sistemul echilibrează lucrurile ca ele să funcționeze mai departe. Spuneam mai devreme că sistemul nu știe decât un lucru, să fie într-un echilibru. Indiferent care e costul pentru asta, da? Poate chiar și sacrificând o parte a lui pentru ca întregul să supraviețuiască. E un gen de dinamic. Un alt gen de dinamică care mai apare legat de întrebarea ta este... Ne decidem la un moment dat, fie noi ca individ, fie organizația, să întrerupem relația, contractul pe care îl avem, contractul de parteneriat, de muncă. Okay. Da? E important cum se face lucrul ăsta. Da? E important atât din punctul de vedere al companiei și de multe ori companiile nu se gândesc la lucrul ăsta și generează o traumă la nivel organizațional, da? Excluzând oamenii din companie fără să le dea beneficii sau într-un mod brutal, dar pe de altă parte și angajatul sau fostul angajat când pleacă, nu întotdeauna pleacă într-un mod, cum să zic eu, corect. Ce înseamnă modul ăsta corect? Da, chiar, ce înseamnă? Atunci când pleci dintr-un loc de muncă, poți să o faci intern așa, în tine, sau doar să te gândești că
Doamne, mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ai dat-o ca să muncesc aici, da? Să îmi câștig pâinea, să învăț toate lucrurile pe care le-am învățat și cu toate lucrurile pe care le-am făcut pentru tine, organizație, companie, ți le las ție, da? Că sunt rezultatele muncii mele pe care tu mi-ai plătit-o, da? Și ți-ți las toată munca mea cu rezultatele ei, dar când plec de aici îmi iau inima mea cu mine, da? Și tot efortul pe care eu l-am pus acolo și plec, plec cu ele. În momentul ăla îi dai companiei ce îi se cuvine și tu pleci cu ceea ce ți-a aparține. Îți iei și tu înapoi, da. Pleci cu inima ta și cu toate cunoștințele pe care tu le-ai acumulat datorită companiei, da? Te duci și zici mai departe de viață. În momentul ăla ce se întâmplă? Faci loc, cureți locul în care tu ai stat și permiți unui nou angajat să vină. Nu l-aș agățat o energie, ură față de companie, supărare față de colegi sau, da? Îi permiți, oricui ar fi să vină acolo, să vină pe un loc curat, da? Pe un loc în care să se poată dezvolta, să poată crește, să fie util companiei. E important pentru noi, la nivel de individ, să știm lucrul ăsta. Același lucru se întâmplă și în viața de zi cu zi, da? Spuneam mai devreme, când încheiem o relație cu partenerul. Mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit. Mă bucur pentru toate lucrurile pe care le-am trăit împreună. Las cu tine toate lucrurile de care nu am nevoie. Și ne vedem fiecare mai departe de viața noastră. Da? Am să spun un lucru foarte interesant. Uite, am pățit recent, acum câteva luni, o situație. La casa de la țară ne-a venit o factură anormal de mare la una din utilități și nu înțelegeam inițial, măi, dar de ce atât de mult, că nu aveam cum să consumăm atâta, și până la urmă am zis, da, de ce să mă enervez, asta este, da, nu are rost să-mi fac nervi, și m-am uitat că la 100 de metri mai încolo este o familie de oameni sărmani, amărâți, care nu au curent electric. Și am zis, mulțumesc cu ție, Doamne, că eu am curent. Da. Da? Știi ce s-a întâmplat? Peste următoarea factură, și am lăsat-o așa cum a fost, următoarea factură a venit cu o sumă pe minus, greșiserei. Nici măcar n-a fost nevoie să intervin. Universul a reglat... Da. Pentru că ai reglat în tine. Și da, despre asta vorbesc și eu, și despre asta este vorba în constelațiile familiale, organizaționale, da, în special, da, în cele familiale. E important locul din care privești lucrurile și cum le privești, cum permiți ca lucrurile să se întâmple. Da? Dacă ești în judecată și ești împotriva lor, ele nu fac decât să vină înapoi. Fac și ele același lucru, sigur că evident, da. Categoric. Evident, da. Următoarea pauză, următoarea scurtă pauză din emisiune. Școala spirituală se realizează în această seară împreună cu domnul Dragoș Riti, facilitator de constelații familiale și organizaționale. Dragoș, vine o întrebare naturală în sensul constelațiilor. Ce putem să îmi spui despre ordinea în familie și apartenență? Ce rol are asta în viața noastră? Cum ne influențează? Cum ne modelează viața acest lucru? Da, ok. Am să vorbesc despre ele, poate nu foarte în detaliu, însă am să pornesc de la dezideratul nostru a fiecăruia. Care este locul nostru? Unde este locul nostru? În lumea asta largă. O să ne găsim locul nostru în lumea asta atunci când ne găsim locul nostru în familia noastră. Da? Și asta este una dintre legile constelațiilor familiale, dacă vrei, una dintre legile sistemului, și anume ierarhia.
unde suntem. Este cea de-a doua lege. Prima lege este apartenență, și anume că fiecare dintre noi aparținem unui sistem familiar. Da? Fiecare dintre noi are mamă și tată. Fie că părinții noștri au murit, fie că copiii au fost abandonați, fie că nu contează. Ei vor fi acolo. Întotdeauna avem doi părinți, o mamă și un tată. E legea de bază, esențială. Cea de-a doua este ierarhia, iar cea de-a treia este legea echilibrului. Legea echilibrului în iubire între a da și a primi. Părinții întotdeauna dau către copii. E mișcarea corectă și vorbim despre iubire. Copilul nu poate niciodată să împlinească iubirea pe care o primește de la părintele său decât dând-o mai departe copiilor lui. Bine, bine, o să mă întreb, și dacă nu are copii, păi onorează viața pe care a primit-o de la părinții lui, trăind-o într-un mod cât se poate de plin și de împlinit pentru el și pentru societate. Dacă una din aceste legi este, să zicem, disfuncțională sau încălcată, atunci nu suntem în locul nostru. Nu funcționăm la potențialul nostru maxim. Nu funcționăm dintr-o zonă de echilibru, de armonie. Și până când nu reușim să ne punem acolo, lucrurile pot fi ieșite din context sau deranjante uneori. Fie că ne întâlnim cu același gen de oameni, fie că ne întâlnim cu același gen de situații, fie că apar accidente sau mai știu eu ce alte lucruri. Și foarte pe scurt, așa cum fiecare dintre noi are un tată și o mamă, și am să pun ordinea așa pentru că tatăl este întotdeauna pe primul loc și asta atinge cumva ierarhia. Așa. Da? Iar mama pe locul 2. Bărbatul este pe primul loc, dar el este în serviciul femeii. Bărbatul asigură protecția exterioară familiei, el este cel care protejează familia de orice agresiune externă, este providerul, cel care asigură traiul familiei. Okay. Femeia este cea care aduce siguranța internă. Ea se ocupă de liniștea casei, de educația copiilor, de armonia și așezarea lucrurilor în dinamica familială. Aș putea spune că dacă bărbatul este acțiunea, femeia este înțelepciunea. Și lucrurile astea trebuie puse în context astfel încât ele să funcționeze într-un echilibru. Ele se combină foarte interesant în viață atunci, da, când este o familie reușită, funcțională. Da. Exact. Și astea sunt locurile corecte în care pot funcționa partenerii. Și de aici încolo urmează copiii. Primul, al doilea, al treilea, al nouălea. Nu întâmplător venim în familie pe o anumită poziție, că suntem primul, al doilea și așa mai departe. Și de multe ori în cadrul, sau mă rog, de multe ori, m-am zis de prea multe ori, de multe ori astăzi, se poate întâmpla ca în cadrul familiei să existe avorturi, da? Sau morți premature ale copiilor. Și în cazul ăsta, familia au tendința, pentru a nu cupla la acea suferință, au tendința să uite sau cumva să îngroape cumva această suferință și să nu se vorbească despre, fie despre avort, fie despre copii. Dar trebuie ținut cont de faptul că ei sunt prezenți în familie, chiar dacă fizic nu mai sunt acolo. Și e important să le dăm locul lor. Lucrul ăsta se întâmplă în cadrul constelațiilor familiale. Și dacă uneori am văzut în experiența mea în cadrul workshop-urilor că dacă locul acela nu este onorat, nu îi se dă locul copilului, următorul care vine după el nu își trăiește propria viață. Caută să împlinească un destin care nu-i aparține. Însă în momentul în care el este văzut și onorat, da, el își ia locul în cadrul familiei, da, și următorul care este în viață se poate duce mai departe în viața lui. Da. E o mișcare clasică, tipică în cadrul constelațiilor. Și e important de știut asta. Da. Apartenența, întotdeauna avem o mamă și un tată. Da, un tată și o mamă. Da. Și e important să ne raportăm din locul nostru de copil în fața lor. Da. Am să dau exemplu, dinamica mea personală cu tatăl meu. Da. Întotdeauna eram în conflict, întotdeauna credeam că sunt, dacă nu la fel de bun, mai bun decât el, mai deștept decât el. Evident că nu eram așa. Eram într-o poziție care nu mi-a aparținut. Dar pe de altă parte, eram pus în poziția
și datorită lui, pentru că și el avea conflictul lui personal cu tatălui care l-abandonase de mic. Foarte și atunci interesant. În mine așa. Îl vedea cumva pe tatălui și căuta să mă supună și să mă pună într-un loc și să mă supună unor cazne pe care, în mod normal, n-ai avea de ce să o faci cu copilul tău. Dar era o dinamică inconștientă, pentru că, de fapt, asta se întâmplă. Noi funcționăm undeva la 20% la nivel conștient, 80% la nivel inconștient. Și, de fapt, ăla ne conduce, bucata aia mare ne conduce viața, nu zona de conștient. Și, practic, ca și tatăl meu, și mulți dintre noi funcționăm încă fără să ne dăm seama în anumite situații și în anumite contexte în felul ăsta, dar purtând asupra noastră o dinamică. Când ajungem să o vedem și să o înțelegem, ajungem în locul ăla de înțelegere profundă, cum povesteam mai devreme, în care nu mai e judecată și înțelegem de ce s-au întâmplat lucrurile și atunci toată presiunea dispare. Dispare. Asta se întâmplă în constelații. Practic, spuneam mai devreme că este Bert Hellinger, fondatorul metodei, spunea că este instrumentul care poate aduce o relaționare echilibrată și corectă în cadrul familiei. Nu este un instrument de vindecare, e un instrument de relaționare. Asigur că se pot întâmpla vindecări în cadrul unor dinamici, asta fără îndoială și se întâmplă mereu, le văd lucrurile astea. Dar el în esență asta face. Scoate la lumină dinamicile ascunse din cadrul familiei și permite membrilor familiei să se conecteze într-un mod diferit față de ele, să poată relaționa dintr-o altă poziție, cum n-au mai făcut-o până atunci, poate. Da. Știi ce n-am spus noi în această emisiune? Și ar trebui să povestim despre lucrul ăsta. Ce se întâmplă concret la un workshop de constelații familiale? Da. Practic, workshopurile sunt proiectate, desenate să funcționeze pe parcursul a două zile. Eu mai lucrez și vineri seara, fac o seară deschisă unde invit lumea să vină să asculte o parte de teorie, cum s-a înființat metoda, ce tratează, cum tratează și așa mai departe. Iar pe parcursul workshopului sâmbătă-duminică, în cadrul grupului, practic, o persoană vrea să-și exploreze o anumită situație din viață, o anumită problemă sau caută o rezolvare a ceva. Stăm de vorbă, povestește un pic despre ce vrea să abordeze sau ce vrea să rezolve. Facem o mini-discuție, un mini-interviu despre istoricul familiei, atât cât știe respectivul sau respectiva, clientul. După care, practic, începe constelația. În ce fel? Rog clientul să-și aleagă din cadrul grupului persoane care să reprezinte fie pe cineva din familie, fie un concept. Și aici revin la ce spuneam mai devreme. Totul este informație, este energie și suntem interconectați. Nu întâmplător se adună oamenii care se adună la workshop și întotdeauna există o anumită legătură între participanți, fie că reiese o temă comună la iveală în cadrul workshopului, fie că poveștile participanților sunt oarecum legate, dacă nu în totalitate, măcar în parte, fie că e relația cu mama, fie că e o dramă din cadrul familiei. Și dacă înțelegem și știm lucrul ăsta, în momentul în care folosim cele două unelte, gândul și cuvântul, spuneam, când te duci și rogi pe cineva care stă pe scaun pe care nu l-ai văzut în viața ta, dar simți că ești atras acolo, există cu siguranță o legătură. Îi spui, vrei, te rog, să îl reprezinți pe tata sau pe mama? Și dacă cel din grup acceptă, practic, clientul ia cu mâinile pe umăr, îl așează undeva în cameră, acolo unde simte că e locul lui, și atunci își folosește aceste instrumente. Gândul, intenția, da, îi spune, e o frază ritualică care sună așa, tu îl reprezinți pe tata, mama, da? Este și intenția profundă de a aduce energie acolo, dar și cuvântul care o cimentează. Și în momentul ăla, practic, acea persoană devine un reprezentant și reprezintă, practic, energia tatălui, a mamei sau unui concept, că poate fi viață, moarte, iubire, Dumnezeu, mai știu ce e nevoie în constelație. Prin scoaterea reprezentanților se creează o anumită dinamică, care, practic, reflectă dinamica familiei clientului care și-a expus problema. Și aici apar mai multe niveluri de lucru. Fie că în momentul în care clientul vede dinamica din familie, are o revelație și înțelege că se întâmplă ceva acolo,
fie că se împotrivește lucrurilor pe care le vede, fie că recunoaște ce se întâmplă acolo, participanții își urmează propria dinamică. Ce se întâmplă? De multe ori noi considerăm că persoanele pe care le cunoaștem reprezintă manifestarea lor. Da? Sunt într-un anume fel, vorbesc într-un anume fel. Dar, de fapt, suntem mult mai mult decât atât. Și ceea ce se vede în constelații este energia profundă a ființei care se așează și se arată acolo, da? Nu comportamentul. Uneori clienții au greutate în a accepta lucrul ăsta, dar sunt și foarte mulți care sunt absolut uimiți să vadă că acolo în camera aia, cu 5, 10, 20 de necunoscuți, cei care sunt în constelație funcționează exact la fel ca și povestea familiei lui. Din dinamică și din mișcări ne putem da seama unde sunt blocajele, unde ar putea fi problemele și de acolo începem să facem mișcări cu clientul. Fie că introducem clientul în cadrul constelației și prin fraze ritualice îi dăm să se adreseze unuia dintre părinți sau altui reprezentant, fie că îl punem să se așeze într-un anumit fel, fie că, nu știu, o intervenție, o dinamică, care schimbă cu totul ce a fost inițial și care poate duce la ce spuneam mai devreme, la acea eliberare profundă și acea zonă de calm, acea calmie pe care o căutăm și care, la care ajungem în momentul ăla. Nu e o pilulă magică, nu e... Așa. Da? E explorarea unui câmp informațional pe care îl putem pune în ordine. Într-o ordine corectă, din punct de vedere sistemic, dintr-un loc de nejudecată, în care putem sau nu putem să acceptăm lucrurile. Și ce spun de obicei în cadrul workshop-ului este că ceea ce dă constelația reprezintă poate 90 sau 90% din tot actul care se desfășoară acolo. Dar există un procent mic de care e responsabil fiecare, dacă îmbrățișează, dacă dorește să facă un pas mai departe sau nu în povestea aia. Și da, se întâmplă lucruri extrem de profunde, de tulburătoare, uneori altele, poate chiar haioase. Da. Da. Într-adevăr, se ridică la suprafață foarte multe sincronicități cu ajutorul acestor workshop-uri. Asta observ din exterior, da. Ascultându-te. O colegă de-a mea spune că este cel mai performant detector de minciuni. Adică nu există lucruri pe care să le poți ascunde. Informația e prezentă. Și cu ajutorul constelațiilor o poți scoate la lumină fără niciun fel de problemă. Se accesează și devine manifestă. Da. Exact. Foarte frumos. Ultima pauză dinaintea rubricii de carte și am să revin și acolo cu o întrebare suplimentară. Ok. Cartea lui Ștefan se realizează împreună cu domnul Dragoș Riti, facilitator de constelații familiale și organizaționale. Dragoș, propui pentru această săptămână o carte extraordinară. O carte care și-a câștigat locul ei în foarte multe biblioteci. O carte care vine pe o tradiție spirituală și care a schimbat vieți și datorită conținutului și datorită modului de exprimare și al talentului de scriitor al autorului, da? Vorbim despre Puterea prezentului, scrisă de Eckhart Tolle. Da, exact. Și am ales-o din mai multe motive. Nu știu care e primul și care sunt următoarele. Am ales-o pentru că în cadrul constelațiilor familiale
ajungem la acel nivel de prezență, de a fi prezenți, prezența cu sine. Suntem prezenți și conștienți de propria noastră persoană, de corpul nostru, dar și de cei care sunt în jurul nostru. Suntem prezenți într-un câmp informațional și suntem prezenți în felul în care accesăm acel câmp informațional. Și lucrul ăsta se întâmplă întâmplător sau nu individual, se poate întâmpla și individual, dar se petrece și în mod colectiv. Okay. Și de fapt asta dă, dacă vrei, energia și puterea constelațiilor, pentru că participanții se conectează în prezent, într-un moment prezent la acel câmp informațional. Și permit ca lucrurile să se manifeste. Cu cât exersăm în a fi prezenți, cu atât mai mult lucrurile vor arăta altfel decât au arătat cu ceva vreme în urmă. De ce spun asta? Că așa. Arsenie Boca spunea că noi astăzi trăim viitorul trecutului. Da? Și chiar așa e. Noi, de multe ori, în prezent fiind... Foarte frumos, da. Noi, în prezent fiind, ne gândim la trecut. Ce am făcut ieri, ce mi-a făcut ăla, pe unde am mai fost, da? Nu suntem aici. Ne ducem acolo. Sau proiectăm în viitor. Cum o să facem, ce o să dregem, dacă aș avea, dacă aș nu știu ce. Da? Și sunt proiecții. Nu suntem aici. Suntem în cu totul altă parte. Practic nu trăim. Da? Da. Suntem într-o non-dimensiune. Însă, dacă te gândești la ce spune Arsenie Boca, da? Că tu acum trăiești viitorul trecutului, înțelegi că trecut, prezent și viitor sunt în același loc, în același timp, în același moment și asta înseamnă acum, prezentul. Și de fapt asta se întâmplă și în constelații. Toate cele trei planuri, trecut, prezent și viitor, se suprapun. E ca o axă a timpului pe care nu o privești de la nivelul ăsta, ci o privești din partea asta și atunci se vede ca un punct. Toate trei se suprapun. Și cu cât suntem mai prezenți în viața noastră, cu atât suntem mai conștienți de noi și din locul ăla cu atât mai mult putem să relaționăm și să ne trăim viața. Da? Ăsta e unul dintre motivele pentru care am ales cartea asta. Pe de altă parte, e o carte pe care am primit-o cadou. Așa. De la unul din băieții mei, de la Andrei, cadou de ziua mea. Să fie sănătoși. Mulțumesc. Da. Și m-a bucurat foarte tare că el personal a ales cartea asta. A fost alegerea lui și, dacă nu mă înșel, cred că a și citit-o sau, dacă nu, mare parte din ea. Și asta îmi spune foarte multe despre generația adolescenților de astăzi, pe care îi văd zi de zi prin natura locului în care sunt în cadrul familiei, dar și prin natura muncii pe care o fac, și anume că sunt, pe de-o parte, mult mai scindați de realitate, da? Intră în zona de relaționare virtuală, cuplați la jocuri sau la alte device-uri, dar în același timp, o mare parte a acestei generații este în căutare. Și sunt întrebări peste întrebări care se nasc. De unde vin? Cine sunt? Ce fac? Ce-mi dă societatea? Ce fac eu pentru societate? Și nu poate decât să mă bucure când văd că tinerii sunt în calea asta căutării. Constat la workshop-urile pe care le țin că am din ce în ce mai multe persoane destul de tinere, 20, 25, 26 de ani. Asta e foarte frumos, da, și foarte, da, bine. Și sunt oameni dornici să cunoască, să se cunoască, să cunoască despre ei, de unde vin și ce pot face ca să meargă în mod diferit sau, nu știu, frumos, de succes în viața lor. Da, da. Super, 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 super. Crezi în copiii de cristal sau copiii indigo? Eu cred că sunt speciali. Deci sunt niște generații foarte bune care vin acum. Sunt niște copii minunați. Da, sunt. Și copiii de cristal, copiii indigo, sunt mai multe categorii.
toți copiii sunt speciali. Și apariția acestor generații de copii sunt, dacă vrei, într-un fel și felul în care umanitatea evoluează. Da? Felul în care am evoluat până aici, cum am transmis mai departe informația urmașilor noștri. Și iarăși un lucru pe care, nu știu dacă l-am mai spus în emisiunile tale, dar îl spun destul de des la workshop-uri, că cea mai profundă dorință a omului este, și aici primesc zeci de răspunsuri, este aceea de a trăi veșnic, pur și simplu. Dar e o dorință atât de profund îngropată în inconștient, da? Încât nu iese la iveală și nu suntem conștienți seama. Da, de ea. Da, da, da. Dar la baza existenței noastre asta stă. Și noi, practic, ce facem? Facem download-ul informației, îl descărcăm în generațiile următoare. Către, da? Generațiile, și generația următoare e o versiune îmbunătățită, cu bune, cu mai puțin bune, cu experiențele noastre. Sigur. Da? Dar îi permite să-și dezvolte propriile experiențe și așa mai departe. Și cred că umanitatea a ajuns în pragul ăsta și o simțim deja de câțiva ani că mișcarea spirituală are din ce în ce mai mare putere, forță, voce, claritate, da? Iar copiii ăștia indigo, de cristal, au venit practic să faciliteze. Da, sunt exponenții acestei mișcări la generațiile următoare. Foarte frumos, ultima pauză din emisiune, ne pregătim pentru recomandările săptămânii. Recomandările săptămânii se realizează împreună cu domnul Dragoș Riti, facilitator de constelații familiale și organizaționale. Iată recomandările pentru săptămâna aceasta. În primul rând, dacă doriți să știți mai multe despre activitatea domniei sale, site-ul personal este dragoșriti.blogspot.com. Îl puteți găsi și pe rețelele de socializare și contul acolo este pe numele din lumea reală, Dragoș Riti. Dacă doriți să comunicați cu dânsul, vă sfătuiesc să valorificați această ocazie, căci este un om care cu siguranță are ce spune. Ce v-aș mai recomanda, nu pentru această săptămână, ci pentru anul acesta, workshopurile pe care domnul Dragoș Riti le ține în toată țara, adică Timișoara, Iași, Constanța și București, workshopuri lunare, așa este? Da, în principiu, caut să țin în fiecare lună măcar un workshop într-unul din orașe. Uneori am și câte două workshopuri pe lună, da, în diverse orașe. Asta este foarte bine. Am vrut să-i facem pe oameni curioși să intre pe rețelele de socializare, să vorbească cu tine. Sigur vor avea de beneficiat în mod profund în viața lor datorită acestei comunicări. Dragoș, îți mulțumesc foarte mult pentru o emisiune minunată cu informații extraordinar de profunde și interesante, așa cum spuneam la început. Nu te dezminți, ești inepuizabil din punctul ăsta de vedere. Aș vrea să-ți mulțumesc din suflet și să te rog să spui o frază de încheiere pentru telespectatori. Mulțumesc și eu pentru invitație. O mare plăcere. Ca de fiecare dată. Probabil că dacă am stat aici 10 ore am vorbit și am avea ce vorbi, n-ar fi nicio problemă, siguranță. Da. Dar mai e timp și te invităm și la alte emisiuni, cu siguranță. Cu mare drag voi veni. Fraza mea de încheiere e aceeași ca și la emisiunile precedente, și anume e adresată telespectatorului. Telespectatorului îi spun astăzi așa: nu uita că ești cea mai importantă persoană din viața ta. Da, foarte frumos, mulțumim foarte mult,
Încă o dată, succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc și eu. Cu multă plăcere. Iată, dragi prieteni, tocmai s-a finalizat o emisiune foarte interesantă. Sper că v-a folosit. Vă doresc o săptămână bună, plină de lumină. Să ne revedem sănătoși și voioși sâmbăta viitoare la ora 19, la Dialoguri între minte și inimă, numai și numai la televiziunea 6TV. This is called How Do I Know? And a lot of times when people hear the phrase How Do I Know, the next thing they say is what? How do I know what? But the key really isn't to know what, the key is to know why. Because when you know your why, you have options on what your what can be. For instance, my why is to inspire people to walk in purpose. My what is stand-up comedy. My what is writing books. My what can be going out with some friends to eat. In fact, another what that is moving me towards my why is a web series that we have out now called Break Time. So every Wednesday at 3 o'clock, you should subscribe to the channel. We do a series called Break Time on YouTube. So 3 o'clock, we drop a new episode. One episode in particular, I'm about to show you a clip to. We were in Winston-Salem. So Break Time, this is how it works. I travel the country, I do stand-up comedy, probably an hour, hour and a half at an event. And in the middle of my show, I'll just sit down and start talking to the audience. And funny just happens. Or I'll meet somebody who's really interesting. So I met this one guy, and he said that he teaches music at a school. I was like, all right, you teach music, you know, can you sing? And then I'm just going to show you the clip. Check it. So you're a musical director. Cool. Yes, sir. All right, so let me get a couple bars of like Amazing Grace. Can you do the first part of that? Go ahead. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wow. That bro could sing, you know what I'm saying? All right. Now, what you give me the version is if your uncle just got out of jail, you got shot in the back when you was a kid. I'm just saying, let me see the hood version real quick, if you know which version I'm talking about, just see if that exists. Let me see what you got. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. So here's the thing. The first time I asked him to sing, he knew what he was doing. The second time I asked him to sing, he knew why he was doing it. When you know your why, your what has more impact because you're walking in or towards your purpose.